Un grup de câțiva zeci de studenți străini și cadre didactice, dar și studenți români, se află zilele acestea la Universitatea Politehnică Timișoara pentru a participa la o școală de vară. Învață matematică de la mai mulți specialiști. Tinerii sunt încântați de participare. Este o experiență extraordinară. Interacționez cu persoane de peste tot din lume. Te angrenează și te solicită într-un fel în care ajungi să înțelegi cum funcționează interacțiunea între persoane și să fii deschis în același timp la modul lor de a gândi și la cultura lor. Ai parte teoretică la cursuri, ai parte din interacțiune seara când ești în oraș. Deci, ce poți să vrei mai mult? E combinația perfectă. E o oportunitate pentru noi să ne întâlnim cu studenți din alte țări, să schimbăm idei, să... sigur, impresii, să ne bucurăm și de altceva în afară de școală. Pe de altă parte, am întâlnit aici profesori extraordinari din diferite domenii de activitate, care, pe lângă partea teoretică, reușesc să ne atragă către partea practică, exemplificând în diferite domenii, de la extragerea resurselor la exemple din oceanografie, climatologie și este un plus pentru noi. It's been amazing. Este uimitor. Au fost două săptămâni pline de distracție și comunicare cu studenții români. Am văzut și facilitățile de aici. Este impresionant. Școala de vară este organizată de profesorul Remus Hane. Este cadru didactic în Norvegia, unde și lucrează pentru o mare companie. Revine în țară tocmai pentru a organiza acest eveniment. Studenții sunt din 6 sau 7 țări. Este o școală de vară care este organizată în ultimii 10 ani. Am început în 2009, asta este al 6-lea eveniment și este vorba despre matematică aplicată și în teorie și aplicații. Prima săptămână este teoria, a doua săptămână este vorba despre aplicații. Sunt profesori din toate colțurile lumii, nume foarte vestite în aceste domenii și studenții sunt studenți la master și la doctorat. Cadrul didactic se gândește deja la faptul că peste 2 ani va reveni în țară pentru a organiza o nouă ediție de succes a școlii de vară.